Onorăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim scris în cartea psalmilor la psalmul 128. Vom citi cele șase versete. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslină împrejurul mesei tale, Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ionut și Camelia, suntem astăzi la ziua căsătoriei voastre. Vă felicităm că ați făcut pasul acesta. Dar totodată vreau să vă atenționez, să vă avertizez, să vă responsabilizez de faptul că mulți oameni se căsătoresc. Dar din ce în ce mai puțin sunt cei care chiar reușesc în căsătorie. Statisticile demonstrează că pe, pe an ce trece, foarte multe căsătorii sfârșesc în crime. Divorțuri, separări, conflicte și, și chiar dintre cei care termină viața căsătoriți, și o bună parte din ei sunt nefericiți pentru că nu le-a reușit căsătoria. De aceea, eu astăzi vreau să vă avertizez că este important nu doar să fiți căsătoriți, dar să aveți și o căsătorie fericită. Noi asta vă dorim. Nu doar să vă căsătoriți, dar și să reușiți în căsătorie. De aceea eu vă doresc o căsătorie reușită. Adică, și asta nu o putem spune acum, asta abia după ce îți închei viața, când ajungi spre finalul vieții, te uiți în urmă și spui, slavă Domnului, exact cum zice Pavel altădată, m-am luptat lupta cea bună. De acum mă așteaptă cu nuna. mă bucur de ce văd în urmă, îmi privesc urmele pașilor, îmi privesc viața, îmi, prime, îmi privesc trecutul și pot să spun că am biruit, am reușit, am izbutit. Cred că asta ar trebui să fie cea mai mare preocupare a voastră. Nu doar să fiți o familie dar să fiți o familie binecuvântată de Dumnezeu și să puteți izbuti, să puteți reuși în căsnicia voastră. De aceea, pe scurt, eu o să vă prezint cam ce ar trebui să faceți voi ca să fiți fericiți, să reușiți în căsătorie. La urmă o să vă las și asta ca amintire că sunt câteva gânduri pe care le-am pus dacă vrei să fii binecuvântat, dacă vrei să ai o căsnicie reușită, sunt cinci lucruri de care trebuie să ții cont. Cinci lucruri pe care ar trebui să le faci. Reușita căsătoriei constă în primul rând în următoarele. Ești dacă ești pregătit pentru căsătorie. Dacă vrei să reușești, trebuie să te pregătești. Din păcate, cei mai mulți oameni vor să reușească, dar să nu se pregătească vor să dea un examen la facultate, dar nu se pregătesc, nu studiază. Vor să facă multe lucruri în viața oamenii, dar nu se pregătesc. Mai ales pentru căsătorie, foarte puțini sunt cei care se pregătesc. Adică luați lucrul acesta, e cel mai... acum e prea târziu pentru voi să vă spun, dar pe lângă voi mai sunt și alți tineri, și ei trebuie să înțeleagă faptul că dacă vrei să ai o căsătorie reușită, e un principiu valabil în viață pentru orice lucru, dar cu atât mai mult în căsătorie trebuie să te pregătești. La ce nivel trebuie să te pregătești? La nivel fizic, la nivel psihic și la nivel spiritual. Adică omul este cea ființă care e alcătuită din trup, suflet și duh. Pe partea fizică observăm că se fac multe pregătiri și intense și zic de multe ori, dacă mireasa ar cheltui cam tot atâta timp pentru suflet, pentru partea lăuntrică, cât cheltuie pentru partea din afară, cred că ar fi căsătoriile altfel și familiile altfel. Nu-i rău, nu-i rău să-ți pregătești rochie, nu-i rău să te aranjezi, nu-i rău să te îmbraci frumos, dar dacă faci doar asta și nu cultivi caracterul, dacă te uiți doar în oglinda de pe perete și nu te uiți niciodată în oglinda sufletului care este cuvântul lui Dumnezeu, ai toate șansele să ieșuiezi în căsătorie. Trebuie pregătirea asta pentru căsătorie să fie o pregătire Pregătire intensă a sufletului, a inimii. Trebuie să fie o pregătire a vieții noastre. Dacă vrei să reușești, trebuie să te pregătești. Tinerețea este timpul în care, în primul rând, cultivi caracterul tău. Cultiv caracterul. Când Biblia spune este bine pentru un om să stea singur, să poarte o povară, un jug, pe grumazul lui, să stea singur și să tacă. Să știți că tinerețea este un timp pe care Dumnezeu ne-l-a dat să ne pregătim pentru căsătorie. Ai timp mai mult pentru studiu biblic, ai timp mai mult să te rogi, ai timp mai mult să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Și eu deja, eu pot deja să observ, și am văzut asta de-a lungul anilor, deja sunt zeci de ani de când slujesc ca pastor și uh, realizez cam care pot fi căsătoriile reușite. Înțelegeți? Un tânăr care nu-ți vine la rugăciune, nu-ți vine la biserică, nu se implică în nimic, nu face nimic, nu citește Biblia, nu se implică în nicio slujire în biserică, vă dați seama cam ce șanse ar avea el să aibă o căsătorie reușită. Cam care sunt șansele? te uiți la tineri care sunt implicați, care sunt activi, care sunt interesați de viața spirituală, care se îndeletnicesc cu postul și cu rugăciunea, se îndeletnicesc cu lucrarea lui Dumnezeu, au toate șansele să transfere experiența pe care au acumulat-o în tinerețe, să o transforme, să o ducă mai departe și în familie. Ori un tânăr care n-a fost interesat deloc de biserică, atunci când se va căsători, credeți că va fi mai interesat? Pavel ne spune, logica spune că nu poate fi mai, mai activ, mai implicat, mai interesat, pentru că apare ceva care, care are mai multă prioritate. Ori dacă atunci când ai avut toate posibilitățile, toate șansele să cultivi, să dezvolți o relație cu Dumnezeu și n-ai făcut-o, că ai avut toată libertatea, atunci când nu vei mai fi atât de liber, oarecum va fi. De aceea dacă vrei să ai o căsătorie reușită, trebuie să te pregătești pentru asta. Și trebuie să folosești timpul tinerecii pentru a cultiva caracterul tău, pentru a dezvolta relația cu Dumnezeu, și apoi, de ce nu, să pregătești și resursele materiale ale propriei familii. Și asta iarăși e o problemă a tinerilor. Îi învăț pe tineri, îi, îi sfătuiesc, cumpărați-vă case cât sunteți tineri. Pregătiți cât mai mult, nu cheltuiți banii pe lucruri care nu satură, care nu folosesc, care nu ajută la nimic. Folosiți timpul, resursele pe care le aveți, având în perspectivă familia, având în vedere viitorul vostru, pentru că altădată va fi mult mai greu, altădată va fi mult, mult mai complicat să faci asta. De asta e bine. Dacă vrei să ai o căsnicie reușită, trebuie să te pregătești. Cu cât te pregătești mai temeinic, cu cât te pregătești mai mult și mai intens, cu atât îți va fi mai ușor, vei avea mai puține emoții. Dacă ai învățat pentru un examen, te-ai pregătit bine, ai emoții ca la examen, dar știi că te-ai pregătit. Dar dacă n-ai citit nimic și te duci la examen, ce spui? Doar norocul să mai fie, că altceva nu mai poate funcționa în dreptul tău. De aceea, dacă vrei să reușești, în primul rând, trebuie să te pregătești. Ne-am prea obișnuit, ne-am să facem lucruri fără să ne pregătim. Ba chiar unii mai văd în asta și, și har de la Dumnezeu, adică urmează să predicăm, dar nu ne pregătim, că ne dă Domnul. Și tot așa, tot ne dă Domnul, noi nu facem nimic, dormim toată ziua, nu facem nimic, nu ne implicăm, nu ne interesăm, dar mergem cu gândul că ne dă Domnul. Dar Domnul dă celor care se tem de Domnul, care lucrează ferici de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Eu ce văd în asta? văd pregătirea pentru viața de familie și asta trebuie să înceapă din tinerețe. Să-l cauți, aduți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale. Nu când stai cu copilul și nu știi ce să mai faci cu el. E prea târziu să te rogi atunci. E prea târziu să-ți amintești că ai un creator, să ai pe cineva care ți-a dat niște daruri, ți-a dat zile, ți-a dat ani, ți-a dat resurse și până atunci l-ai irosit ca fiul acela risipitor în plăcerile tale. E prea târziu atunci. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui o umblare în zilele tinereții. În al doilea rând, dacă vrei să ai o căsătorie reușită, trebuie să iubești. Iubește partenerul de viață. Iubirea nu este doar un sentiment bazat pe stimul extern, ci o dorință izvorâtă din propria voință. Adică tu decizi dacă iubești sau nu. E ceva legat de voința ta. Iubirea nu depinde de ceea ce este El, Cameria. Nu depinde de ceea ce este El. Nu, El trebuie să fie cam așa ca eu să-l pot iubi nu ea nu trebuie să fie cam așa și doar așa și doar atunci îl voi iubi, când vei deveni cam cum îmi imaginez eu. Nu se poate asta. Iubirea ține de răspunsul tău și nu de cel al celui lalt. Niciodată nu vei găsi persoana perfectă care să merite pe deplin să fie iubită. Niciodată. Nu trebuie să cauți o persoană perfectă pentru ca să o iubești. Trebuie să găsești doar persoana potrivită, și când ai decis, și când ai intrat în acest legământ al căsniciei, ai decis, vei iubi o iubire, e numită ea biblic necondiționată. Adică, fără condiții. Nu te iubesc dacă te vei purta așa. Nu te iubesc dacă vei face asta. Nu te iubesc dacă îmi vei spune asta. Nu te iubesc pentru că ești frumoasă sau pentru că vei... Nu. Te iubesc. Punct. Fără să mai punem niciun dacă. Fără să mai punem nicio condiție. Dacă vrei să reușești, trebuie să iubești. Ce aș vrea să subliniez s citit din Efeseni, capitolul 5. Și aici am observat că avem, avem o, o, o problemă în modul în care citim acest pasaj. Acolo găsim că bărbații trebuie să-și iubească soțiile și soțiile trebuie să fie, camelia cum să fie? Supuse, e, le știm. Bun. Problema mare care este? Cei mai mulți interpretează cam așa textul acesta. Și am auzit, eu am auzit din propria experiență, vă spun asta, am auzit femei care au spus... Nu scrie că soțiile trebuie să-și iubească bărbații. Doar el trebuie să iubească. Eu sunt supusă. Eu mă pot îndrăgosti de, nu știu, un actor, un fotbalist, de oricine, trăiesc în fanteziile mele. Important e că eu mă achit de sarcini, de obligații, eu nu trebuie să iubesc. Acolo scrie, bărbați iubiți-vă, nevestre, pentru că bărbații au o problemă cu iubirea și atunci doar. Se corectează ceva, se lucrează acolo. Femeile au o problemă cu supunerea și se operează acolo. Dar asta nu înseamnă că soțiile nu trebuie să-și iubească bărbații, și asta nu înseamnă, ionuți, că tu nu trebuie să ții cont niciodată, adică tu să nu fii supus niciodată ei. Că înainte de textul acesta, Biblia, Biblia în care citesc eu și sper să ai și tu exact aceeași Biblie, spune cam așa: supuneți-vă unii altora în Hristos. Scrie așa și la voi sau nu? Și acum bărbații care au pretenția ca nevestele să fie supuse, oare atunci când se spune supuneți-vă unii altora, nu se mai pune nicio categorie, nu mai spune bărbații, femei, nu mai spune enoriașii față de pastor, comitetul față de cult sau orice altceva. Oricine poate intra într-o categorie sau alta. Deci subliniez, acolo se spune doar pentru că există o problemă care trebuie corectată. Adică e nevoie mai mult, dacă îi spui unui bărbat și ar trebui să aibă un bărbat mai mult pentru că are o problemă, e legat de iubire. Spui unei femei să fie supuse soțului pentru că are o problemă legată de supunere, dar asta nu înseamnă că tu, eu nu vei fi supus niciodată. Eu pot să spun de pe acum că va trebui să ții cont de multe ori de ceea ce spune ea. Femeile au ceea ce, ce, numim al șaselea simț, intuiția. Și intuiesc, noi gândim logic. Logic, te duci cumperi o mașină. Logic, te uiți la kilometraj, te uiți la preț, te uiți la orice și logic spui că e bine. Da? Dar femeia are și simțul acela al intuiției. Și zice ceva parcă nu... Ceva nu chiar așa. Cam ăsta pare un samsar din ăsta. îți vei da seama de multe ori că vei avea nevoie în viață să fii și tu supus. Adică să-i să ceri părerea, să asculți de sfatul ei. Să nu trăiești cu imaginea asta, bărbatul zice și femeia doar este directorul executiv, el doar, ea doar execută. Deci subliniez, să nu, să nu luăm nici de acum, nu mai ascultă, dar camere, nu, să nu înțelegi, da? Înțelegem că femeile au o problemă cu supunerea și trebuie să, să o cultive mai mult. Să fie atent mai mult soția la aspectul acesta. Bărbatul are nevoie mai mult și trebuie mai mult și mai mult să vadă că nevoia cea mai mare soție este iubirea și are nevoie de, de această iubire și bărbatul are o problemă cu această expresie a iubirii în viața lui. De aceea dacă vrei să iubești, dacă vrei să reușești, dacă vrei să ai o căsnicie reușită, trebuie să iubești. Altfel nu se poate. Putem și am văzut, am văzut familii care merg împreună, n-au ce face, de rușine, de frică, de, din atâtea și atâtea motive, nu divorțează, nu se ceartă, rămân împreună, dar lipsește liantul care leagă cu adevărat o familie. Lipsește ingredientul care face într-adevăr o familie să fie fericită. Să fie o căsnicie reușită. Deci nu doar căsătoriți, dar să fiți și fericiți. Și să fie căsnicia voastră reușită. Dumnezeu să vă ajute. În al treilea rând, te dăruiești pe deplin celuilalt. Dacă vrei să reușești, trebuie să te dăruiești. Nu să dăruiești. E bine, dăruiește-i flori, dăruiește-i cadouri, fă cadouri, aduce aminte de zilele importante din viața ei, dar te dăruiești, pentru că asta a făcut și Isus și asta învățăm de la El, s-a dat pe sine, să te dăruiești. Căsătoria este în doi. Dacă tu nu faci nimic, nu poți aștepta nimic. Dacă tu nu dăruiești nimic, nu poți obține nimic. Eu de obicei spun cam așa, Totul se realizează prin ceea ce dă fiecare în parte. Este o expresie biblică pe care Pavel o folosește despre trup, trupul ca biserică și spunea că dezvoltarea organismului, a corpului se face prin ceea ce dă fiecare mădular în parte. Adică fiecare membru biserică, dăruiește. Se dăruiește. Și cu cât se dăruiesc mai mult, cu atât organismul are puterea să, să crească, să se dezvolte și mai ales să, să, să fie sănătos, să o facă în mod armonios. Ei bine, dacă lipsește astăzi ceva bisericilor și de aceea biserici se închid, biserici mor, biserici se sting chiar dacă se adună, lipsește părtășia, lipsește bucuria, este că prea puțin sunt oamenii care se dăruiesc. Se dăruiesc. Sunt doar oameni care participă, sunt oameni care uh, sunt prezenți și atât, dar nu se dăruiesc. Sunt cele două instituții fundamentale create de Dumnezeu și dorite de Dumnezeu pentru binele nostru, familia și biserica. Și cel puțin la nivel de biserică pot să spun că sunt foarte, foarte puțini oamenii care se dăruiesc. Să se dăruiască trup și suflet. Să nu spună, a, da, stai, să vedem ce a făcut celălalt, cât face celălalt, cât dă celălalt, cât se implică celălalt. Ce să spună totdeauna? Ce pot face eu? Cu ce pot fi eu de folos? Și aici ce pot să spun în familie, trebuie să funcționeze la fel. O familie nu poate funcționa, nu poate funcționa, dacă eu nu-ți dă 100% și din 100%, ce mai rămâne? Zero nu poate dăinui o astfel de familie. Poate dăinui dacă eu nu-ți dă 90% și camelia dă 10%. Funcționează, dar nu funcționează normal. Normal ar fi 50-50. Atunci e normal. Mă dăruiesc și eu, te dăruiesc și tu împreună. Căsătorie este ceva în doi. Nu mă pot aștepta el să facă totul, iar eu nimic. Trebuie în doi. Este ceva ce trebuie înțeles foarte bine și văd de multe ori dezamăgiri, mai ales când apar conflicte, cam asta e problema. Ce a făcut celălalt? Și întotdeauna, aceeași problemă o pun, întotdeauna. Ce faci tu? Ce ai făcut tu? Care sunt responsabilitățile tale? Ce ai făcut tu ca să salvezi căsnicia? Ce ai făcut tu ca să reușească familia ta? Căsnicia ta. Totul se realizează prin ceea ce dă fiecare în parte. În al patrulea rând dacă vrei să reușești, trebuie să te jertfești. Te sacrifici pentru binele comun. Nu este posibil, Ionuț, nu e posibil ca toate lucrurile să fie cum vrei tu. Camelia, mare rău să zic și ție, nu se poate, lumea asta nu va fi cum ți imaginezi tu. Nici Ionuț nu poate fi cum ți-l imaginezi tu. Nu poate fi. Viața nu poate fi la fel. Și de multe ori, ca să fie bine, trebuie să renunți la ceva. În viața asta nu poți, în, în orice relație, fie că e vorba la muncă, la biserică, cu vecinii, în familie, oriunde în viața asta, nu se poate fără renunțare. Domnul Isus, ca să poată veni, să poată face lucrarea lui, a trebuit să renunțe la ceva. El a renunțat și el la slavă cerească. A renunțat la prerogativele sale divine, a renunțat la drepturile sale, la libertățile sale, la adevărul său, la protecția sa, la gărzile lui, îngerii lui care trebuiau să-l apere, a renunțat. Asta înseamnă sacrificiu. Și iarăși, dacă lipsește ceva în mod deosebit în zilele noastre, atât la nivel de biserică, cât și la nivel de familie, este tocmai spiritul acesta de sacrificiu. Nu pot fi împlinite toate dorințele și toate așteptările tale. Nu pot fi împlinite. Și la multe din ele va trebui să renunți în favoarea celuilalt. Mi-ar place și mie așa, dar dacă ție ți îți place, renunț eu de data asta. Mi-ar place, mi-aș dori, mă aștept la asta, dar îmi dau seama, dacă vrem să fie bine, trebuie să renunț, fără renunțare, fără sacrificiu, fără să spun, chiar dacă îmi doresc asta, chiar dacă țin așa de mult la lucrul acesta, renunț, sacrific de dragul tău. Asta a făcut Isus Hristos și asta ne învață. Va trebui să sacrifici, poate, împlinirea nevoilor și ta, dorințelor tale pentru a le împlini pe ale cerului Va trebui să faci uneori ceea ce nu-ți place. Sau va trebui uneori să renunți la ceva. Dar dacă vrei să ai o căsnicie reușită, trebuie să te jertfești. Nu se poate altfel. Nu poți bate cu pumnul în masă spunând, așa vreau eu și atât. Nu poți fi fericit. Fericit este cel care dă, care se dăruiește. Fericit este cel care se jertfește, care depune un efort, care renunță la ceva pentru că va vedea că apoi beneficiile vor fi mult mai mari. Va trage linia la urmă și va spune, s-a meritat să sacrific atâta, pentru că am, la urmă urme am obținut mai mult. Pentru că la un moment dat, Biblia ne învață în Cartea Proverbelor, mai bine o pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri și cu ceartă. Adică la ce ți ajută să ai dreptate și cu dreptatea ta nu vorbești cu zilele, ca să nu mai zic cu anii, la ce ți ajută. Numai bine să fii în pace, să trăiești în pace, să spui, poate am dreptate, renunț la dreptatea mea, ai dreptate tu, chiar dacă știu sigur că greșești. Renunț în favoarea ta, Renunț la lucrul acesta, renunț la timpul acesta, renunț la ceva. Nu poți fi fericit dacă nu jertfești, dacă nu te jertfești, nu jertfești pe alții, te jertfești pe tine. Sacrifici tu, renunți tu, renunțare. Nu se poate în viața de căsnicie, fără renunțare, fără sacrificiu. Nu poți să reușești, nu poți să ajungi la final. Dar ajung la încheiere și cu asta. Aspun spun că și voi într-o zi veți ajunge la încheiere, pentru că dacă vrei să reușești, trebuie să dăinuiești. Ați început. Însă, în Biblia spune în cartea psalmilor, în psalmul 1, tot ce începe, atenție, duce la bun sfârșit, nu la sfârșit. Că unii cam așa spun, ce am început termin și termină pe unii de zile. Nu să duci la bun sfârșit. Adică atunci când se termină viața ta să ajungi la cel bun sfârșit, să fii un sfârșit bun. Nu doar să reziști, nu e vorba, căsătoria nu e probă de rezistență, am rezistat 30 de ani. Să te bucuri să fii un bun sfârșit. Atâția oameni au, au răspuns, nu știu acum, cred că mi-ar fi frică să întreb. Cred că ar fi frică să întreb pe cei căsătoriți. Mă amintesc, pe vremea când eram copil, auzeam mereu asta la anunț, auzeam predicatori, auzeam bătrâni care spuneau: dacă ar fi să mă căsătoresc din nou, dacă ar fi să pot da timpul înapoi cu 20, cu 50, cu 70 de ani în urmă, pe cine alege? Bunicii noștri, părinții noștri, cam, cam asta spuneau, tot pe ea așa alege, tot pe el așa alege. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu-ți pare rău că te-ai căsătorit. Înseamnă că ai ajuns la un final fericit, la un bun sfârșit. Nu doar la sfârșit, slavă Domnului, am rezistat 50 de ani, chin, dureri de cap, dar. Bun, bine că am, am reușit. Să poți fi fericit. Asta înseamnă căsătorie fericită, căsătorie reușită. Nu doar să fii împreună, nu doar să reziști, și să fii bucuros că ești acolo. Să fii împlinit. Asta înseamnă o căsătorie fericită. Duci la bun sfârșit. Începutul nu contează atât de mult pe cât contează sfârșitul lui. Și reușita nu înseamnă să fie totul bine. Ca la o, orice vreți voi, la orice competiție, ceea ce contează până la urmă, urmă este sfârșitul. Când ai trecut linia de sosire, acolo dar după ce ai trecut sfârșitul ei cu luna, degeaba ești primul în clasament, dacă atunci când ajungi la linia de susire, treci ultimul, sau treci al doilea, sau al treilea. De aceea contează foarte mult, și de asta Biblia spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Acum e frumos, cu flori, nu știu. Când o fi după 50 de ani, să sărbătoriți, să puteți spune tot așa, tot așa de bucuros să, tot așa o sărbătoare, tot așa o bucurie să fie, pentru că am intrat într-o relație, am intrat în, 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 într-un cadru în care mă simt binecuvântat, mă simt apreciat, mă simt iubit, mă simt fericit, sunt împlinit. Asta înseamnă o căsătorie fericită. Reușita nu înseamnă să fii foarte mult timp împreună, ci să duci până la capăt, fericit ceea ce ai început. Dacă vrei să reușești. Trebuie să dăinuiești. Repet, statisticile arată că cele mai multe căsătorii, deci statisticile sunt îngrozitoare, peste 70% din căsătorii sfârșesc în divorț, deja în primii ani de căsătorie. Cele mai multe căsătorii la ora actuală, cea mai mare parte, sfârșesc rapid. Sfârșesc deja în câțiva ani. Apoi, și din cei care rezistă în timp, rezistă doar. Din alte considerente, din alte motive, ar fi economic o problemă asta, financiar, problemă de casă, problemă de viitor, tac și înghit mulți, știind problemele pe care le au și sunt împreună doar pentru că sunt împreună și cam atât, dar nu pentru că sunt fericiți să fie împreună. Sunt bucuroși să fie împreună. De asta pentru voi vă doresc să aveți o căsătorie reușită o căsătorie binecuvântată, o căsătorie reușită. Dacă vrei să reușești, trebuie să te pregătești. Să folosești timpul tău, timpul până la căsătorie, să fie o pregătire în care cultivi relația ta cu Dumnezeu, cultivi caracterul tău, dezvolți caracterul tău, abilitățile tale, te pregătești. Și de asta când spun pregătire fizică, noi suntem de părere, biserica, pentru căsătorie e nevoie de o anumită vârstă, nu putem căsători la 14 ani, 15 ani. Trebuie pregătire. Trebuie un timp. Nu putem căsători pe cineva care nu-i botezat în apă, care nu-i născut din nou, care n-a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Deci vă dați seama că, da, se pot iubi, se pot plăcea, dar din punct de vedere spiritual, familia aceea va fi un dezastru în care mirii nu l-au întâlnit niciodată pe Dumnezeu. N-au nimic comun cu pocăința, cu biserica, cu Dumnezeu. Și de aceea sunt atâtea și atâtea probleme în familie, pentru că mulți dintre tineri, dacă se botează, se botează doar ca să se poată căsători, dar nu pentru că au avut, într-adevăr, o dorință sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu, fără să fie născut din nou. Fără să păstreze puritatea morală a conștiințelor, a trupului lor, a sufletului lor. De aceea, dacă vrei să reușești, trebuie să te pregătești la toate nivelele posibile. Și fizic, și material, și financiar, dar și spiritual, mai întâi să cauți împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri. Ți se vor da pe deasupra. Când îl cauți pe Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu, va fi mult mai ușor. Dacă vrei să reușești, trebuie să iubești, nu se poate altfel. Trebuie să iubești, dacă vrei să reușești, trebuie să te dăruiești, să fii implicat, să-ți aduci tot aportul. Dacă vrei să reușești, trebuie să te jertfești, să renunți, să te sacrifici, să sacrifici de dragul celuilalt. Dacă vrei să reușești, trebuie să dăinuiești și fiindcă iubea pe să săi, i-a iubit până la capăt nu i-a înghițit până la capăt, nu i-a suportat până la nu i-a răbdat până la capăt, i-a iubit până la capăt. Asta e o mare diferență. Să pot spune după 50 de ani și după 70 de ani, te-am iubit, te iubesc și te voi iubi. Asta înseamnă o căsătorie reușită. Nu, te-am iubit cândva, erai tânăr, erai tânăr, erai frumoasă, erai altfel, erai gentil, dar după aceea s-a schimbat ceva și suntem împreună, asta e mergem împreună. Rabd așa. Te până la capăt. Asta înseamnă o căsătorie reușită. Mă rog din toată inima Dumnezeu să vă dea o căsătorie reușită. Mă rog din toată inima pe fiecare dintre voi, tinerii, tinerile necăsătorite, să vă dea Dumnezeu o căsătorie reușită, dar începeți să lucrați de pe acum. La caracterul vostru, la relația voastră cu Dumnezeu, la viața voastră, la tinerețea voastră și apoi Familiștii, mai aveți timp să mai reparați ceea ce trebuie pe aici, pe acolo. Faceți în așa fel încât căsătoria voastră să fie una reușită. Să fie o căsătorie binecuvântată, să fie o căsătorie fericită, pentru că nu faceți un favor nimănui decât vouă. Știți cine va beneficia dacă voi iubiți știți cine va beneficia dacă voi vă jertfiți, dacă voi vă dăruiți, dacă voi vă pregătiți. Dacă voi sunteți constanți și dăinuiți, adică nu abandonați, nu părăsiți, nu distrugeți relația, cred că înțelegeți că, în primul rând, voi beneficiați. Și Pavel este tranșant și spune la un moment dat, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește cu drag îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica. Adică atunci când dăruiești totul pentru familia ta, atunci când îți iubești soția, atunci când îți respecti soțul, nu faci altceva decât lucrezi la fericirea ta. Tu ești primul și cel mai mare beneficiar. Tu beneficiezi. Când nu-ți iubești soția, este cum, ca și cum ți-ai palme singur. Ți-ai dat cu capul de pereți, îți stai o mână, îți stai un deget și chiar ești bucuros de asta. Cam asta faci când nu tratezi soția așa cum se cuvine. Cam așa se întâmplă atunci când nu-ți tratezi soțul cum se cuvine. Singură te rănești. Singură îți faci rău. Un cuvânt care totdeauna m-a șocat, totdeauna îl spun și Dumnezeu la un moment dat ridică din numeri, se uită întrebător și spune ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac eu? Adică tu spui să facă Dumnezeu. Ce să facă Dumnezeu? tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Tu singur. Tu singur îți dai palme. Tu singur îți dai piciorul, degetul, urechile. Tu singur. N-are rost să dai vina pe cineva, pentru că responsabilitatea asta este în mâinile tale. Nu aștepta fericirea să vină din altă parte. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Nu, nu, nu trebuie să vină ceva să spună, asta e fericire. ți-am adus slavă Domnului că ai venit tu. Nu, fericire în mâinile tale la fericirea ta, tu lucrezi cu mâinile tale. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Cea nebună dărâmă cu mâinile ei. Adică nu altcineva vine să-ți dărâme casa, tu singur ți-o strici. Prin atitudinile tale, prin vorbele tale, prin comportamentul tău, tu singur lucrezi. Omul, ca să nu ziceți că poate unii spun doar femeia, nu, nu. Domnul Iisus preia exact aceeași imagine și vorbește despre un om, nu despre o femeie, un bărbat, un om care zidește casa, unul și-o pune pe stâncă și ea rămâne în mijlocul furtunii, vin intemperiile vieții și casa aceea dăinuiește, rămâne. Altul și-o pune pe nisip, casă frumoasă, mare, dar nu rezistă în timp, se prăbușește la un moment dat. Și spune, omul înțelept și omul fără înțelepciune. Nu ține de altul, nu da vina pe altcineva, pentru că tu singur cu mâinile tale, tu ai făcut casa și-a zidit casa. Modul în care te comporți, modul în care vorbești, nu e altceva decât îți zidești casa. Cum o faci? Tu ești responsabil, tu te bucuri de asta, tu vei beneficia de altă. Nu altcineva, nu altcineva, nu aștepta mama, tata, socrul, soacra, păstorul, comitetul, guvernul, altcineva să vină să -ți zidească ție casa. Tu o zidești cu atitudinile letale. Așadar, uite-te în această zi, sau cum spune Pavel la un moment dat, fiecare să se uite, să ia seama la ce zidește, ce clădește, cum clădește. De asta, dacă vrei să ai o căsătorie reușită. Aveți aici apoi mărturie, că știu, mulți spun, se vor uita, nu știu cât se uite la ziua căsătoriei. Dacă nu s-a aici, nu o să fii toată viața. Dar poate ceva vă mai rămâne, mai puneți acolo într-o ramă, puneți undeva printre amintiri, dacă vrei să reușești. Ce trebuie să faci? Aceste cinci lucruri pe care eu le consider fundamentale. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă ajute să aveți o căsătorie reușită. Amen.